Basilica Sfântul Petru este una dintre cele mai importante și cele mai impresionante biserici din lume, situată în Vatican, cunoscută și pentru arhitectura sa spectaculoasă cu cupola proiectată de Michelangelo. Am uitat să vă spunem că se poate urca și sus pe acoperiș, însă pentru asta este o altă coadă, coada fiind destul de mare. Accesul în biserică se face gratuit, treci prin controlul de securitate ca la aeroport, bineînțeles Coloseumul. Hai să vedem dacă putem intra, pentru că nu avem bilete, biletele online nu au mai fost disponibile, așa că ne încercăm norocul să mergem și să cumpărăm bilete fizice de la case. Timp în care arena era umplută cu apă, printr-un sistem de puțuri și conducte interioare, execuțiile care erau transformate în adevărate spectacole aveau loc de obicei la ora prânzului. Cât de frumos se vede Coloseumul în toată splendoarea lui, e pe acest deal. Forumul Roman era un complex vast de clădiri și spații publice care includea temple. Panteonul este unul dintre cele mai celebre monumente istorice din Roma și unul dintre cele mai bine conservate temple antice din lume. Bună dimineața, o nouă zi din Roma! Ce facem astăzi? Astăzi pare să fie o zi foarte încărcată, așa că ne-am propus să începem această zi frumoasă, de vară aș putea spune, pentru că este destul de călduț. Suntem, sau cel puțin jumătate din noi suntem la mâneca scurtă. Ne propunem să începem această aventură cu Basilica San Pietro din Vatican. Iar mai apoi avem o grămădoaie de planuri pentru ziua de astăzi. Ne propunem să vizităm cele mai interesante și mai vizitate muzee din Roma. Așa că hai să începem, sper să ne iasă toate și să ne primească cu vibe fine Roma. Deși este abia 7:30 dimineața, este foarte multă lume la coadă. Intrarea de obicei este gratuită, doar că este o coadă foarte, foarte mare. Biserica se deschide în fiecare zi la ora 7, dar dacă vii la 7:30, deja trebuie să stai la o coadă undeva la, estimăm noi, jumătate de oră aproximativ, pentru că priviți un pic cât de mare este coada. Deci acolo se face controlul de securitate, iar aceasta este coada din piața Basilicii. Urmează să intrăm și noi. Basilica Sfântul Petru, în italiană Basilica di San Pietro, din Roma, se găsește în cetatea Vaticanului, înăuntrul statului pontifical, în monumentala piața San Pietro. Edificiul, lung de 186 de metri, înălțimea cupolei de 190 metri și cu o suprafață totală de peste 15.000 de metri pătrați, este cea mai mare biserică din lume. Basilica Sfântul Pietru este una dintre cele 4 bazilici patriarhale din Roma, alături de Basilica San Giovanni in Laterano, Basilica Santa Maria Maggiore și Basilica Sfântul Pietru din afara zidurilor. După răstignirea lui Isus, care ar fi avut loc prin anul 33 al erei noastre, discipolul său Petru a devenit conducătorul și unul din principalii organizatori ai bisericii creștine. După ce a predicat aproximativ 30 de ani prin zona Palestinii, a plecat la Roma în anul 64, acolo Petru a fost martorul și victima persecuțiilor împăratului Nero. Conform tradiției creștine, el ar fi fost răstignit în circul împăratului și conform scrierii Acta Petri din secolul al II-lea, informație preluată de Origene, ar fi cerut ca o ultimă dorință să fie răstignit cu capul în jos, nefiind demn de o moarte asemănătoare cu a lui Isus. Conform tradiției, Petru a fost îngropat într-un cimitir din apropierea circului, mormântul său fiind marcat de o stâncă roșie. Primii creștini au construit aici un mic altar unde veneau să se roage. Timp de aproximativ 3 secole, mormântul Sfântului a atras numeroși pelerini veniți din întregul Imperiu Roman și nu numai. După edictul de la Milano din anul 313, care a pus capăt persecuțiilor creștinilor din Imperiu, împăratul Constantin cel Mare a ordonat construirea unei biserici pe locul altarului. Construcția a avut loc între anii 318 și 329, fiind una dintre cele mai vechi biserici din lume. Edificiul era de formă bazilicală, în plan de cruce latină, cu un naos lung și două abside. Lungimea sa era una impresionantă pentru acele vremuri, aproximativ 110 metri. Se spune că la construcția sa au fost aduse coloane și materiale de pe muntele templului din Ierusalim. Locașul avea absida orientată către apus, intrarea făcându-se pe partea dinspre oraș, ca și în prezent, iar basilica avea mai multe altare, în mijlocul său aflându-se altarul principal sub care se află mormântul Sfântului Petru.
Basilica Sfântul Petru este una dintre cele mai importante și cele mai impresionante biserici din lume, situată în Vatican, cunoscută și pentru arhitectura sa spectaculoasă cu cupola proiectată de Michelangelo și pentru faptul că adăpostește mormântul Sfântului Petru, unul dintre apostolii lui Iisus Hristos. Este de asemenea un important loc de pelerinaj pentru creștinii din întreaga lume. Interiorul său este decorat cu opere de artă remarcabile, inclusiv sculpturi celebre precum Pietà a lui Michelangelo. O vizită aici, la Basilică, oferă o experiență spirituală și culturală profundă, iar mulțimile de pelerini și turiști care o vizitează în fiecare an atestă importanța sa istorică și religioasă. Fațada în stil baroc este dominată de statuile Mântuitorului, a Sfântului Ioan Botezătorul și a celor 11 apostoli, cea a Sfântului Petru se găsește în interior. În mijloc se află logia binecuvântării papilor, de unde este împărțită binecuvântarea festivă Urbi et Orbi. Și vizita noastră s-a încheiat la Basilica San Pedro. Cred că ați văzut și voi cât de impresionantă este și bogată în picturi. Este imensă dacă mergi acolo. O să simți că te pierzi în ea. Este foarte mare, ce este drept, fiindcă este a doua basilică ca dimensiuni din lume, după o altă basilică, Notre Dame, ceva de genul din Coasta de Fildeș, dacă am înțeles bine. Și ca și capacitate, este cea mai mare basilică, cea mai mare biserică și basilică din lume, unde poate să primească simultan 60.000 de persoane. Wow. Deci mi se pare o cifră impresionantă. Ați văzut și voi cum arată în interior. Acestea fiind spuse, noi ne continuăm vizita. Între timp, coada s-a mărit considerabil, am putea spune, pentru că am petrecut în jur de 50 de minute, nu? Înăuntru. Da, în jur de 50 de minute. În jur de 50 minute, da. Și nici nu-ți dai seama când trece timpul. Da, și lumea deja s-a strâns. Deja după ora 9 te aștepți la o coadă imensă, nu ai cum. Exact. Trebuie să te aștepți că stai aici vreo 3 ore. Cu cât mai repede te trezești și vii, cât de dimineață, cu atât mai bine. Am uitat să vă spunem că se poate urca și sus pe acoperiș, însă pentru asta este o altă coadă, coada fiind destul de mare. Accesul în biserică se face gratuit, treci prin controlul de securitate ca la aeroport. Pentru cupola bisericii, nu știu dacă trebuie să treci prin filtrul de securitate, însă plătim o taxă. Plătești o taxă, da. Plătești o taxă și sunt undeva la 333 de trepte ca să urci acolo sus pe cupola bisericii, de unde ai un view impresionant. Merită să ajungeți acolo sus, să vedeți Vaticanul de la așa o înălțime. Este fabulos. Noi am fost anul trecut, dar anul ăsta îi dăm skip pentru că avem și alte planuri de făcut și timpul nostru este mai timpul scurt, este limitat. Din păcate, da. Așadar, haideți să mergem la următorul obiectiv. Pentru că suntem cazați lângă, nu am putut să nu facem o oprire și la Basilica Santa Maria Maggiore, situată în Roma, este una dintre cele mai importante biserici romane și una dintre cele 4 bazilici papale din oraș. Este cunoscută pentru mozaicurile sale impresionante și pentru faptul că este una dintre cele mai vechi biserici dedicate Fecioarei Maria. Construcția s-a început în secolul al IV-lea și a fost reconstruită și extinsă de-a lungul secolelor, reflectând astfel diferite stiluri arhitecturale. Este o destinație populară pentru pelerini și turiști din întreaga lume. Dar absolut impresionantă și această basilică, nu ne-am așteptat să fie chiar așa de frumoasă, pentru că am crezut că doar San Pietro arată așa mai maestuos, mai spectaculos. Această biserică mi s-a părut extraordinar de frumoasă, plină cu mozaic. Da, da. Este foarte faimoasă pentru mozaic. Așa. Și tavanul era totul galben. Aurit, așa. Deci da. Foarte interesant. Așadar, haideți să continuăm spre următorul obiectiv. Momentan am venit să ne schimbăm cazarea, să ne luăm lucrurile și să plecăm la următoarea cazare, pentru că mai stăm încă o noapte aici. Și am ajuns și la al doilea obiectiv pe care ne dorim să-l bifăm și să intrăm înăuntru să vedem
cum arată și să ne duc așa în timp. Hai să vedem dacă puteți ghici la ce obiectiv am ajuns noi. Bineînțeles, Coloseumul. Hai să vedem dacă putem intra, pentru că nu avem bilete, biletele online nu au mai fost disponibile, așa că ne încercăm norocul să mergem și să cumpărăm bilete fizice de la case, pentru că am înțeles că se pot achiziționa aceste bilete și în timpul zilei. Deci, cu puțin noroc, haide să încercăm să intrăm în Coloseum. Ține pumnii! Și în sfârșit am intrat la Coloseum. După cât timp? Cât timp a stat aici? După 2 ore și 10 minute. M-am așteptat un pic la coadă, ce este drept. Ce credeți că am făcut? Ne-am bronzat. Exact. Este un soare, o zi de vară. 26 de grade, ca să vă faceți o idee. A fost destul de călduț. A fost destul de călduț. Și am profitat de treaba asta ca să ne bronzăm. Cred că și vede pe fețele noastre. Vitamina D3 pentru Londra. Am găsit bilete pentru Coloseum, am reușit să intrăm, asta este cel mai important. În dățile trecute noi am reușit să luăm și pentru arenă, în schimb tura asta trebuia să intrăm, adică erau bilete, dar trebuia să intrăm foarte târziu, undeva la 4:30-5 și am spus că dăm skip tura asta, dar cu promisiunea că o să revenim data viitoare și când vrem să vedem și subteranele Coloseumului. Asta este un motiv să ne întoarcem înapoi în Roma. Construcția Coloseumului a început în anul 72 după Hristos din ordinul împăratului Vespasian, care își dorea un monument care să celebreze victoriile sale militare din Orientul Mijlociu. Locul ales a fost un teren mlăștinos pe care existase un lac artificial lângă Domus Aurea sau Casa de Aur, fosta reședință imperială a lui Nero din centrul Romei, în apropiere de Forumul Roman și de Dealul Palatin. La moartea lui Vespasian, încă în anul 79, Coloseumul nu era terminat. Construcția a fost terminată de Titus, fiul lui Vespasian, în anul 80. Sărbătorile de inaugurare cu jocuri și spectacole au durat 100 de zile, iar în timpul ceremoniilor de deschidere au fost ucise 5.000 de animale sălbatice. Numele original al monumentului era Amfiteatrul Flavian, pentru că împărații care l-au construit proveneau din dinastia Flavia. În Evul Mediu a început să fie cunoscut sub numele de Coloseo sau Coloseum, din cauza, se pare, a enormei statui de bronz aurit a lui Nero. Coloseumul a fost construit pentru a găzdui spectacole publice oferite în mod gratuit poporului de către împărați, în scopul de a crește faima și popularitatea împăratului și de a evita nemulțumirile și revoltele care ar fi putut apărea în rândul cetățenilor. Spectacolele durau ore întregi și cuprindeau sângeroase lupte între gladiatori, între animale, între oameni și animale sălbatice, multe provenite din Africa, execuții publice, reprezentații teatrale, dar și bătăi navale. Pentru organizarea bătăliilor navale era nevoie de circa 7 ore, timp în care arena era umplută cu apă printr-un sistem de puțuri și conducte interioare. Execuțiile, care erau transformate în adevărate spectacole, aveau loc de obicei la ora prânzului. Condamnații erau omorâți fie prin ardere pe rug, fie prin crucificare, fie prin uciderea cu sabia sau de către animalele sălbatice. Contrar aparențelor, Coloseumul nu are formă rotundă, ci ovală, pentru a putea cuprinde un număr cât mai mare de oameni. Structura exterioară are 4 niveluri, dintre care primele 3 prezintă 80 de arcade deschise încadrate de semicoloane decorative. Stilul arhitectural al coloanelor se schimbă de la un nivel la alt, toscan, ionic, corintic și respectiv compozit la ultimul etaj. În arcadele de la al doilea și al treilea nivel erau așezate sute de statui cu dimensiunea mai mare decât cea a unui om, reprezentând divinități, eroi, figuri legendare sau reale din istoria Romei. O cantitate imensă de material de construcție a fost folosită la ridicarea zidurilor pentru a aduce cei peste 100.000 de metri cubi de travertin din carierele de la Tivoli, localitatea aflată la circa 30 de km distanță, s-a construit un drum lat de circa 6 metri. Sute de console de fier au fost folosite pentru a fixa plăcile pe pereții exteriori. Greutatea acestora a fost estimată la 500 de tone. Cele mai multe găuri pe care le vedem astăzi în zidul exterior al Coloseumului se datorează cel mai probabil chiar acestor console metalice pe care romanii le-au folosit la construcție. Odată cu îndepărtarea plăcilor de travertin care acoperau monumentul, elementele metalice au rămas la vedere, iar fierul, material prețios în acele vremuri, a fost furat pentru a fi topit și reutilizat. Arena, dotată cu sistem de
de drenaj era acoperită inițial cu un pavaj din lemn peste care se punea nisip, nu întâmplător. În limba latină, cuvântul care desemnează nisipul este chiar arena, termen care de atunci a fost folosit pentru definirea locurilor în care se desfășoară spectacole. Nisipul avea un rol practic, împiedica gladiatorii să alunice, absorbind în același timp și sângele care curgea din belșug și mascând mirosurile urâte. Cu ajutorul unui complex sistem de scripeți și lifturi, erau ridicate în arenă cuștile cu animale. Un acoperiș mobil destinat să apere spectatorii de soare era fixat cu ajutorul la 240 de piloni din lemn înfipți în partea superioară a Coloseumului. Fiecare familie avea un fel de legitimitate de acces făcută din os sau din ceramică, pe care erau inscripționate locul, dar și sectorul prin care se făcea accesul. Se spune că 50.000 de oameni puteau ieși din Coloseum într-un interval de 5-10 minute. De asemenea, acesta este și sistemul folosit astăzi pentru stadioanele de fotbal. Și l-am bifat în sfârșit. Și acum ne îndreptăm spre Forumul Roman și Dealul Palatin. Exact. Încercăm să vizităm și acest obiectiv, care este inclus în prețul Coloseumului. Este un sit arheologic foarte frumos și foarte vizitat de turiști, deci ne așteptăm și acolo să fie foarte multă lume, deși este mai spre după amiază, așa. Da, dar îmi place că este în natură, sunt foarte mulți copaci, flori, o să mergem într-o grădină cu portocali, deci o să fie foarte frumos. Și o să vedem și cred că un palat, un castel. Și o să pășim în Roma antică. Via Sacra este o expresie latină care se traduce literal ca drumul sacru. În Roma antică, Via Sacra era principalul bulevard ceremonial care străbătea Forumul Roman și care era folosit pentru paradele religioase și triumfurile militare. Este unul dintre cele mai vechi și cele mai importante drumuri din Roma antică, având o semnificație culturală istorică profundă pentru Imperiu. Și după cum puteți vedea, încă se folosește și astăzi, în această zi, această stradă. Acesta este Arco di Tito, un monument celebru din Roma antică, construit în cinstea împăratului Titus, care a domnit între anii 79 și 81 după Hristos. Arcul a fost ridicat în apropierea Forumului Roman și a fost terminat în anul 81. Este considerat a fi unul dintre cele mai bine conservate arcuri de triumf din Roma antică. Vezi cât de frumos arată o plimbare așa prin Roma antică și de aici mergem spre un punct de belvedere asupra Coloseumului. Deci cred că este cea mai frumoasă parte sau punct de belvedere asupra Coloseumului. Cât de frumos se vede Coloseumul în toată splendoarea lui de pe acest deal palatin și priviți cât de multe persoane încă sunt la coadă să intre, să cumpere bilet. E un zumzet uimitor. Templul Veneris Romei, adică Templul Venerei și a Romei, a fost unul dintre cele mai mari temple din Roma antică și a fost construit în Forumul Roman. A fost comandat de împăratul Hadrian și finalizat în anul 135 după Hristos. Templul era dedicat simultan cultului zeiței Venus și a personificării Romei. Templul era amplasat pe o platformă înaltă și avea fațada impresionantă cu 8 coloane corintice în fața intrării. În interior avea două camere separate, una dedicată Venerei și cealaltă personificării Romei. Din păcate, astăzi din templul Venerei și Romei nu au mai rămas decât puține ruine, dar dimensiunile și importanța sa sunt recunoscute prin descoperirile arheologice și prin sursele istorice. Via Nova era un drum din Roma antică care traversa orașul și era situat în partea de est a celei mai vechi Via Sacra. Acesta se întindea aproximativ între Forumul Roman și Coloseum, conectând diverse monumente și clădiri importante din acea perioadă. Și acum urmează să intrăm prin Parcul Arheologic Coloseum, care este un sit arheologic important situat în centrul istoric al Romei antice. Acesta nu include doar celebrul Coloseum, ci și alte structuri antice în apropiere, cum ar fi Forumul Roman și Palatinul. Parcul arheologic este gestionat de către autoritățile italiene și are scopul de a conserva și prezenta aceste monumente istorice. Acesta este Forumul Roman. A fost un centru politic, religios și social al Romei antice. Situat în valea dintre cele 7 coline ale Romei, acesta a fost inima orașului și locul unde se desfășurau cele mai importante activități publice.
Forumul Roman era un complex vast de clădiri și spații publice care includea temple, bazele unor statui și monumente, băi publice, tribunale și piețe. Acesta a fost locul unde cetățenii romani se întâlneau pentru a face afaceri, pentru a participa la procese judiciare, pentru a se ruga la templele zeilor și pentru a lua parte la diverse evenimente sociale și politice. Printre cele mai importante structuri din Forumul Roman se numără templul lui Saturn, templul lui Vesta, Curia Giulia, Arco di Settimo Severo, Arco di Tito. De asemenea, aici se află și Rostra, o platformă de vorbitori publici de unde liderii politici își țineau discursurile. Forumul Roman a fost locul unde s-au desfășurat evenimente istorice majore, cum ar fi asasinarea lui Iulius Cezar în 44 înainte de Hristos și discursul celebru al lui Marc Antoniu în timpul funerarului acesteia. În timpul Imperiului Roman, forumul a pierdut treptat din importanță în favoarea forumului imperial, dar a rămas un simbol al gloriei și puterii Romii. Astăzi, forumul roman este o importantă atracție turistică în Roma, iar ruinele sale oferă o vedere fascinantă asupra vieții și istoriei Romii antice. Palatinul este una dintre cele 7 coline istorice ale Romei și una dintre cele mai vechi părți locuite ale orașului. Este situat în partea centrală a Romei, între Forumul Roman și Circus Maximus. Palatinul este legat de mitologia romană, fiind considerat locul nașterii Romei, conform legendei despre Romulus și Remus. În realitate, acesta a fost unul dintre primele locuri locuite din Roma, devenind ulterior un centru important al puterii politice și culturale. Pe Palatin s-au ridicat palatele împăraților și ale aristocrației romane, iar terenurile sale au găzduit și temple, grădini și alte clădiri. Printre cele mai importante structuri se numără Palatul lui Augustus, Casa lui Livia, Domus Flavia și Domus Augustana, reședințele imperiale construite în timpul domniei lui Domitian. Palatinul a fost de asemenea locul unde s-au descoperit unele dintre cele mai vechi urme ale așezării umane din Roma, inclusiv peștera Lupercal, tradițional considerată locul în care Romulus și Remus au fost alăptați de lupoaică. Domus Flavia, în care ne aflăm și noi, este reședința imperială pe Palatinul din Roma antică, construită de împăratul Domitian. Era o structură luxoasă utilizată pentru întâmpinarea oaspeților și ceremoniei oficiale. Aici se întâlneau săli mari și încăperi decorate cu fresce și sculpturi impresionante. Astăzi, ruinele acestui dom se pot vizita aici, în incinta Parcului Arheologic Palatin. Domus Augustana era reședința privată a împăraților romani de la Palatinul din Roma antică și situată în apropierea Domus Flavia. Și aceasta a fost construită în timpul domniei lui Domitian. Domus Augustana includea o serie de săli și încăperi decorate cu fresce, mozaicuri și sculpturi, oferind spații pentru relaxare și divertisment. Aici se găseau grădini și băi, precum și săli de audiențe mai mici pentru întâlniri private. Domus Augustana a suferit daune în timpul istoriei sale tumultoase, o parte din ruinele sale pot fi vizitate astăzi în cadrul turului Parcului Arheologic Palatin și Colosseum din Roma. Stadionul Palatin, construit în secolul 1 după Hristos, era un stadion sau o arenă de exerciții situată pe Palatinul din Roma antică. Acesta a fost utilizat pentru antrenamentele atleților și soldaților. De asemenea, acesta a fost locul unde atleții și soldații romani se antrenau și participau la diverse activități fizice, cum ar fi alergarea, sărituri sau aruncarea discului. Deși nu a fost atât de mare precum alte arene din Roma, precum Circus Maximus, a avut totuși o importanță semnificativă în viața cotidiană și pregătirea militară a romanilor. Noi am fost acolo sus, pe dealul Palatin, și am văzut Forumul Roman și acum ne plimbăm chiar prin forum. Luăm la pas forumul sau ce a mai rămas din el în ziua de astăzi. Templul lui Antoninus și Faustina este unul dintre cele mai bine conservate temple din Forumul Roman din Roma. Inițial construit în cinstea împărătesei Faustina, soția lui Antonius Pius, a fost ulterior dedicat și împăratului. Este un exemplu remarcabil de arhitectură romană cu coloane corintice și fizice decorate. Astăzi cunoscut și sub numele de Biserica San Lorenzo di Miranda. Arco di Settimio Severo este un arc de triumf din Forumul Roman dedicat împăratului Septimus Severus și a victoriilor sale. Construit în anul 203 după Hristos, este realizat din marmură albă și prezintă reliefuri ce ilustrează campaniile militare ale împăratului. Astăzi rămâne un monument important și atracție turistică în Roma.
Columna lui Traian este un monument din Roma antică construit pentru a comemora victoriile împăratului Traian în războaiele dacice. Este realizată din marmură și prezintă sculpturi care ilustrează campaniile militare ale lui Traian. Este unul dintre cele mai bine conservate monumente antice din Roma și atrage mulți turiști datorită valorii sale istorice și artistice. Iar cu columna lui Traian am conclus vizita noastră la situl arheologic Palatin și Forumul Roman, precum și Coloseum. A fost o vizită care ne-a dus cu mult timp în urmă, în istorie, o vizită plină de însemnătate din care am învățat foarte multe lucruri. Sperăm că v-a plăcut această vizită și că v-am făcut să vă atragă acest loc, care este vizitat de foarte mulți români, de asemenea, pentru că am întâlnit, nu? Da, foarte mulți români au fost turiști din toate țările și încă continuă să vină. Deci este ora 5:30 acum când terminăm noi de vizitat aceste obiective, iar obiectivele sunt deschise până în jur de ora 6:30-7, dacă nu mă înșel, doar că, bineînțeles, ultimele intrări sunt undeva în jur de o oră sau o oră jumate înainte. Deci până la ora 4 cred că se pot achiziționa tichetele. Da, iar apoi ultima intrare fiind undeva la 5 sau ceva de genul. Pe bilete am dat undeva la 16 euro, pentru că am vizitat doar Forumul Roman și Palatinul și Coloseumul. Dacă am fi văzut și arena, ar fi costat un pic mai mult, dar bine, acolo aveam incluse și niște situri speciale unde puteam să intrăm, să vedem mai multe lucruri, mai multe descoperiri ale arheologilor, dar poate data viitoare. Și de menționat că biletele aici, dacă vrei să vii să le achiziționezi fizic, sunt cu 2 euro mai ieftine față de celelalte care le poți achiziționa online. Dar nu se merită, bineînțeles, pentru că stai la coadă undeva la 2 ore pentru 2 euro. Noi am făcut așa pentru că biletele online nu se mai puteau achiziționa, erau terminate, dar trebuie de știut faptul că dacă pe net nu găsești bilete și totuși vrei să vizitezi aceste obiective, se poate, stai la coadă și le vei putea vizita. Panteonul este unul dintre cele mai celebre monumente istorice din Roma și unul dintre cele mai bine conservate temple antice din lume. Construit în Roma antică, este situat în piața de la Rotonda și este dedicat tuturor zeilor, de unde și numele său, care înseamnă toți zeii în limba greacă. Panteonul a fost construit inițial în anul 27 înainte de Hristos de către împăratul Agripa, dar a fost reconstruit complet în anul 126 după Hristos de către împăratul Hadrian. Arhitectura sa impresionantă cuprinde o cupolă imensă cu un diametru de aproximativ 43 de metri, care a fost considerată o realizare tehnică remarcabilă în acea perioadă. Interiorul panteonului este la fel de impresionant, având o atmosferă solemnă. Cupola este deschisă în partea de sus, formând un ochi de lumină numit oculus, care permite luminii și ploii să intre în interior. Acesta este un exemplu de inovație arhitecturală romană. Deși plouă înăuntru și deși razele luminii pot pătrunde, podeaua panteonului încă se află într-o stare de conservare remarcabilă, chiar și astăzi, pentru că înăuntru găsim aceste sisteme de drenaj al apei, construite încă de pe timpul romanilor. Astăzi este utilizat de biserică și atrage mii de turiști în fiecare an datorită frumuseții și istoriei sale remarcabile. Tocmai și acesta este un aspect important care a dus la conservarea acestui monument. Folosirea lui în permanență a dus la întreținerea acestuia și reparația acestuia consecvent și consecutiv, astfel încât astăzi îl putem admira după mai bine de 1900 de ani în această stare pe care o vedeți aici, absolut superbă. Am venit să luăm o focaccia de la faimoasa focaccerie al Antico Vinaio. Este chiar aici și este foarte frecventată de turiști și zice că este foarte, foarte bună. Eu am încercat și data trecută și mi-a plăcut enorm. Hai să vedem cum este. Are toate gusturile. Se combină perfect. Și am terminat tot ce ne-am propus să facem. Am fost un pic la shopping, ne-am luat ceva produse pentru acasă, să mai avem așa avem o acasă, da, ceva provizii. Ceva provizii, da, cu gust de Italia, de Roma.
Așa, acum ne gândim să mergem la un restaurant să mâncăm ceva bunuț. Ca să încheiem ziua așa cum se cuvine. Exact, după atâția pași, cred că am vrut aproape 30.000 de pași. A fost, cum a fost, o zi aglomerată, am făcut da. Exact cum ai spus și tu, tot ce ne-am propus. Ne-am și bronzat, asta nu ne-am propus, însă am făcut și treaba asta. Așadar, vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi și în acest video. Sperăm că v-a plăcut această vizită istorică și sperăm că v-am motivat să faceți și voi această vizită istorică, să vizitați aceste minunății ale lumii, precum și Coloseumul, care este una dintre cele 7 minuni ale lumii. Vă mulțumim frumos pentru vizionare, dacă se poate un share, un like și un subscribe, pentru că ne ajută foarte mult să creștem și să facem ceea ce facem. Vă mulțumim frumos, dar rămâneți alături de noi până data viitoare. Un alt vlog dintr-o altă destinație. Exact.